Multe lucruri sunt înțepenite aici. Vreau să vă salut și să vă mulțumesc că sunteți aici. Îmi place să cred că atunci când veți pleca, veți spune că s-a meritat să vă dați timpul acesta Domnului și să vă închinați alături de noi. În seara aceasta profit de faptul că sunteți aici și vreau să vă spun ceva ce mi-ar fi plăcut să aud când eram ca voi. Însă am trăit într-un anturaj unde nimeni nu a știut să-mi spună un lucru așa de simplu. Și lucrul acesta este următorul. La vârsta aceasta, tu ești foarte tentat să te uiți după lucruri care sunt spectaculoase, însă să nu te uiți după lucruri care te afectează pe tine. Îți place să privești la spectacol, la un spectacol care este în afara ta, care nu te afectează în niciun fel, care nu te obligă în niciun fel, însă este dificil să treci dincolo și să te confrunți cu lucruri care te obligă, care te cheamă și care te fac dator. Repet, mi-ar fi plăcut la vârsta pe care tu o ai acum și pe care și eu am avut-o cândva, cineva să-mi spună aceste lucruri, dar am trăit într-un anturaj unde oamenii n-au știut sau n-au vrut să-mi spună aceste lucruri. Pentru mine este o oportunitate să-ți pot spune ție la vârsta aceasta că tu trebuie să fii în această seară aici nu pentru spectacol. În lumea aceasta sunt multe alte locuri unde spectacolul poate fi de mai mare calitate decât cel pe care noi ți-l putem oferi. Noi nu vrem să-ți oferim un spectacol, noi vrem să-ți oferim alternativa la toate celelalte alternative. Și această alternativă este de fapt a Bibliei și orice om care are Biblia îți poate spune despre ea. În seara aceasta eu am câteva minute să vă vorbesc. Am să vă vorbesc mai scurt decât obișnuiesc, mai scurt decât obișnuiți să ascultați. Dar vreau să fac lucrul acesta pentru că de la fără un sfert până la fără 3 minute o să vedem caseta despre care v-am spus data trecută. De fapt, sunt 12 minute înregistrate pe un DVD cu secvențe din lucrarea pe care prin Harul Domnului alături de alți oameni al lui Dumnezeu am făcut-o în România. Aș vrea să vă prezint aceste imagini din țara de unde voi sau părinții voștri au plecat. Din poporul din care cei mai mulți dintre noi ne tragem. Un popor care are nevoie de Evanghelie, un popor care are nevoie de Iisus, ca și noi. Noi avem oportunități și resurse să ducem acestor oameni Evanghelia și anul acesta este o provocare pentru noi. Repet, îmi place să cred că ceea ce veți vedea o să vă provoace pe voi să înțelegeți că se merită să vă dați viața voastră lui Iisus Hristos și să mergem împreună în România anul acesta și mereu de-a lungul anilor, atâta timp cât vom trăi și să slujim oamenilor pentru că este singurul lucru cu care vom rămâne după ce ni se va lua tot ce avem. Dar, înainte de fără un sfert, este și 23 de minute și eu am puțin timp ca să vă vorbesc despre ceea ce am început să vă spun data trecută. Despre temperament și caracter. Am ales această temă nu neapărat ca să fac senzație, ci pentru faptul că tu trebuie să te cunoști pe tine. Niciodată nu este mai greu să lupți cu tine decât atunci când nu știi cum și cu ce să lupți. Niciodată nu este mai ușor să lupți cu tine decât atunci când știi cu ce să lupți. Aduceți-vă aminte că Iisus, atunci când în pilda semănătorului vorbește oamenilor, El spune, când Dumnezeu seamănă sămânța care este cuvântul lui Dumnezeu în inima voastră, care este comparată cu un pământ, și voi nu înțelegeți, atunci diavolul vine și fură ce a fost semănat. Dar dacă voi înțelegeți, atunci voi produceți roadă, aveți o producție, aveți eficiență în ceea ce faceți. Scumpi tineri, este foarte important să știți ce fel de oameni sunteți. Noi toți, la modul general, avem probleme când vrem să ne abținem de la păcat. Pentru că noi avem o predispoziție biologică, naturală, spre păcat. Avem predispoziție spre păcat și dacă vrem să ne abținem de la păcat, vom constata că este aproape imposibil. Singuri este imposibil, cu ajutorul lui Dumnezeu este foarte greu. Dar în funcție de tipul temperamental pe care îl avem, fiecare dintre noi suntem atrași în păcat tot într-un alt fel. La modul general, toți suntem atrași spre păcat, dar în funcție de tipul temperamental pe care îl avem,
Felul în care ești sau sunt atras este diferit. De asemenea, felul în care pot rezolva atracția mea spre păcat este diferit. Dar haideți să revenim. Vă spuneam data trecută și trec în revistă, adică repet, doar pentru un minut sau două în seara aceasta, că temperamentul în Biblie este numit omul firesc sau carnea sau omul cel vechi. Când citiți în Biblie despre fire, despre carne, despre partea păcătoasă a omului, să știți că se referă la temperament. Temperamentul fiind combinația între trăsăturile înnăscute care afectează în mod subconștient existența noastră. Sau altfel spus, este combinația trăsăturilor cu care ne naștem. Este foarte important să faceți diferență între caracter și temperament, pentru că ele nu au prea multă legătură unul cu celălalt atunci când le separăm ca să le înțelegem. Temperamentul este o problemă subconștientă. Nu e o problemă conștientă, este o problemă subconștientă. Și temperamentul este suma, adică totalitatea trăsăturilor native, adică cu care ne naștem și venim în lumea aceasta. Acestea nu pot fi corectate, așa cum nu poate fi corectată culoarea părului sau a ochilor, nu poate fi corectată înălțimea, tot la fel nu poate fi corectat temperamentul. Omenește vorbind, temperamentul este de neschimbat, pentru că el lucrează subconștient și este suma trăsăturilor cu care ne-am născut. Acestea se exprimă prin gene pe care le-am primit de la părinți și mai ales de la bunicii noștri. Dimpotrivă, caracterul este temperamentul nostru civilizat sau, dacă vreți, este adevăratul eu. Când citim despre caracter în Biblie, Biblia folosește printre altele expresia omul ascuns al inimii. Dacă temperamentul este ceva la care nu poți lucra, caracterul este suma obiceiurilor unui om. Și omul poate să aibă obiceiul să fumeze sau să se lase de țigări. Poate să aibă obiceiul să facă sex înainte de căsătorie sau să renunțe la acest obicei murdar sau să nu-l facă niciodată. Obiceiurile se pot schimba de la bune la rele sau de la rele la bune. Dar temperamentul lucrează subconștient și nu ai acces acolo. Este foarte important să înțelegi că temperamentul nu se poate schimba din punct de vedere uman, dar caracterul se schimbă. De asemenea, este important să înțelegi ce înseamnă personalitate. Și imediat o să avem o aplicație practică. Personalitatea este expresia publică a caracterului. Adică felul în care eu mă comport public între oameni. Aceasta este personalitatea. De fapt, personalitatea ar trebui să fie aceeași cu caracterul. Dar de multe ori, noi într-un fel avem caracterul și într-un alt fel arătăm în afară. Pentru că caracterul este omul ascuns al inimii, iar personalitatea este fața pe care o arătăm altora, este imaginea pe care o arătăm altora. Pentru un om sincer, personalitatea lui trebuie să fie caracterul din interior. Dar dacă eu sunt un mincinos de caracter, adică nu am un caracter mincinos, atunci eu afișez nu minciuna mea, ci eu mă prezint ca o persoană care nu minte niciodată. Deci nu-mi puteți cunoaște caracterul decât numai dacă trăiți multă vreme cu mine. Atenție, fete și băieți, pentru că acum este foarte important pentru voi care aveți perspectiva căsătoriei. Ceea ce voi cunoașteți la fata cu care vă este prietenă nu este caracterul, este personalitatea. Pentru că personalitatea este caracterul pe care îl afișează, dar nu e caracterul adevărat, ci este felul în care el pare. Adică el pare că nu minte, el pare că nu fură, el pare că nu înjură, el pare băiat serios, respectos, un adevărat gentleman. Așa pare, dar de fapt el nu este așa în interior. Cum este el în interior,
este caracterul. Cum pare el este personalitatea. Acum, fete și băieți, ceea ce voi cunoașteți la prietenul vostru în prima fază nu e caracterul, ci este personalitatea. Personalitatea este ceea ce vreau să par eu, ceea ce sunt eu, ceea ce par eu. Întotdeauna când caracterul este una și personalitatea este alta, această duplicitate, această fățărnicie este condamnată de Biblie. Fiecare dintre noi avem defecte. Adevărul este că în loc să ne concentrăm, să ne schimbăm defectele, noi ne concentrăm să le ascundem. Încercăm să ascundem părțile slabe ale caracterului, punând în față o personalitate plăcută. Și când voi mă cunoașteți pe mine, de fapt cunoașteți personalitatea mea. Dar în spatele personalității mele, care este ireală, este adevăratul meu caracter pe care îl ascund și îl pun în spatele personalității. Și voi nu vedeți caracterul meu care este meschin, mincinos, egoist, lacom, mândru, răutăcios, needucat și vedeți personalitatea mea plăcută și distinsă și ziceți, ce băiat de treabă, săraca de tine. Acesta nu este un băiat de treabă, doar pare un băiat de treabă. Trebuie să treci dincolo de personalitatea lui și să-i vezi caracterul. Când cunoști caracterul unui om, îl cunoști pe omul acela. Adevăratul individ este caracterul plus temperamentul. Trebuie să treci dincolo de personalitate, care este imaginea lui publică. Felul în care el pare. El poate și să fie așa, dar trebuie să fie sincer 100%. Dar în general oamenii nu sunt sinceri, își ascund adevăratul caracter și temperament în spatele unui om ireal, pe care încearcă să-l pună în față ca imagine publică, numită personalitate. În concluzie, voi trebuie să treceți dincolo de personalitatea partenerului vostru, a viitorului vostru partener, a omului cu care vreți să vă împărțiți viața în calitate de soț și soție, trebuie să treceți dincolo și să cunoașteți adevăratul individ care e compus din temperament și caracter. Dragi prieteni, dragi tineri, este foarte important pentru voi ca să știți aceste lucruri. Este foarte important. Este foarte important să faceți o alegere bună și să fiți fericiți. Este îngrozitor să ajungi la experiența divorțului. De asemenea, este îngrozitor să trăiești alături de o persoană pe care constați în fiecare zi că este alta decât cea pe care ai ales-o. Când ai ales, ai ales personalitatea, dar de fapt nu e el omul acela. Ci când începi să-l cunoști, începi să cunoști adevăratul om și tu îi spui, dar nu m-am căsătorit cu un om ca tine. Este foarte important să fiți fericiți în această viață scurtă pe care o aveți. Scopul meu este să vă ajut pe voi să faceți o alegere bună. Eu nu sunt suficient pentru ca voi să alegeți bine. Voi, dincolo de ajutorul meu care este mic, aveți nevoie de ajutorul lui Dumnezeu care este mare. Eu nu sunt decât un micuț instrument alături de părinții voștri, alături de voi înșivă, alături de prietenii voștri, care încearcă într-un fel să vă ajute. Însă credeți-mă că dacă voi veți fi fericiți sau nefericiți în viața de căsnicie, eu nu am să pierd și nu am să câștig nimic. Însă eu o să trăiesc aici alături de voi pentru că de o vreme mi-am unit destinul cu voi. Probabil că eu o să mă rog la nunta voastră, probabil că o să mă rog pentru copiii voștri care se vor naște, probabil că o să vă botez copiii, cine știe dacă ce îndrăznesc sunt, dacă mai trăiesc eu până atunci, dar am să fiu fericit alături de fericirea voastră și am să fiu nefericit alături de nefericirea voastră. Voi când o să deveniți la 30 de ani și o să aveți experiența căsniciei, în mintea voastră o să mă condamnați pe mine, pentru că la vremea în care ați fost necăsătoriți, eu nu v-am ajutat să faceți o alegere bună. Voi o să mă judecați pe mine că eu nu v-am spus adevărul. Voi o să spuneți, am avut un păstor care nu i-a păsat de sufletul nostru. A spus predici seci, fără rost, a înșirat toată Scriptura fără să mă ajute în mod concret. Scopul meu, menirea mea, este să te ajut pe tine să faci o alegere bună și numai tu ai de câștigat. Însă eu nu pot alege în locul tău, eu îți spun doar câteva lucruri care sunt importante pentru tine. Nu te lăsa furat, atras de personalitate. Pentru că fiecare persoană afișează ce este mai bun în el, ascunzând
defectele pe care le are. Această aparență se numește personalitatea. Tu treci dincolo de personalitate. Cunoaște adevăratul individ, fată sau băiat, cunoaște-i caracterul. Mă vei întreba cum? Păi, exact ca atunci când mergi la magazin și îți cumperi pantofi. Exact așa. Cum îți cumperi pantofi? Exact așa. Dar să te uiți la persoana aceea de un milion de ori mai atent și mai insistent decât atunci când îți cumperi pantofi. Să-l cercetezi pe toate părțile. Eu am o expresie numită să-l iei în pensetă. Când iei pe cineva în pensetă, înseamnă că îl studiezi peste tot, îl învârți așa și te uiți și pe dedesubt și pe deasupra. Trebuie să-i vezi caracterul și trebuie să-i vezi temperamentul. Pentru că este foarte important să-i vezi temperamentul și să-i vezi caracterul. Pentru că adevărata persoană cu care tu îți vei împărți viața este caracterul lui și temperamentul lui. E temperamentul lui și caracterul lui. Caracterul se mai poate schimba, însă să nu faci greșeala să crezi că tu îl poți schimba. Am la momentul acesta peste 4 luni trecute peste 20 de ani, sau hai să nu vă încurc cu limba română, 20 de ani și 4 luni de căsnicie și cu 20 de ani în urmă și 4 luni am crezut că eu o să o fac pe fata asta cum vreau eu. Eu așa am crezut despre mine. Am crezut la vremea aia că sunt o persoană inteligentă, așa credeam atunci. Credeam că sunt un băiat care pot să fac cu altcineva ce vreau. Credeam că eu o duc cu... cum îmi place mie, îi spun o vorbă și se pune pe partea, îi mai spun două, se întoarce și invers, o perpelesc. Așa am crezut la vremea aceea. Adică o întorc pe toate părțile cum vreau eu, asta înseamnă o perpelesc. Dar anii au trecut și m-au convins că eu m-am întâlnit cu un om care vrea să facă același lucru cu mine. Și eu vreau să o schimb pe ea și ea vrea să mă schimbe pe mine. Eu vreau să o schimb să se potrivească ca o mănușă pentru interesele mele, iar ea vrea să mă schimbe pe mine ca pe o mănușă cu care să-și atingă interesele ei. Și dintr-o dată am realizat că meciul e pierdut, că ce vreau să fac eu cu ea, vrea ea să facă cu mine. Și când doi oameni se luptă, numai unul poate câștiga. Mă întreb și acum cine o fi câștigat. În sfârșit. Probabil că există și meci egal. Atunci când tu te căsătorești, tu trebuie să știi ce tip temperamental ai. Vei spune, fratele lui, nu e așa de important că eu mă rog. E bine. Dar tu trebuie să știi ce tip temperamental ai. Și când tu te îndrăgostești de o persoană și accepți relația de prietenie în perspectiva căsătoriei, tu trebuie să știi ce tip temperamental are el sau ea. Trebuie să știi ce tip temperamental are el sau ea. De ce? Între aceste categorii temperamentale este o diferență foarte mare. Este o diferență foarte mare. Și acum vă spun ceva, această diferență nu se schimbă niciodată. Țineți minte, temperamentul nu se schimbă. Din punct de vedere omenesc, el nu se schimbă. Această manifestare temperamentală nu se schimbă niciodată. Spre exemplu, știți cele 4 categorii temperamentale? Coleric, sangvinic, melancolic și flegmatic. 1, 2, 3, 4. Aceste 4 tipuri temperamentale au fost pentru prima oară rostite de renumitul Hipocrate. El a denumit pentru prima oară aceste tipuri de temperament. Psihologia modernă a oferit alte explicații, altă împărțire, altă clasificare, însă absolut niciuna dintre ele nu a avut succesul pe care l-a avut împărțirea pe care a oferit-o Hipocrate. El a fost cel care a pus bazele acestor 4 categorii temperamentale. Bună oară, acest filozof, acest fizician grec a avansat teoria aceasta crezând în mod greșit că aceste 4 tipuri, aceste 4 tipuri temperamentale sunt rezultatul a 4 feluri de lichid din organismul omului. El a spus că corpul uman are sânge și de aici sangvinicul. El a spus că corpul uman are fiere galbenă și de aici colericul. El a spus că fierea neagră este melancolicul și el a spus că flegma este flegmaticul. Ei bine, aceste 4 tipuri temperamentale,
propuse în timpul filozofiei clasice grecești au rămas până astăzi, în ciuda faptului că știința modernă, în mod special psihologia, a oferit alte și alte clasificări mai bune din punct de vedere științific, însă nici una n-a avut atâta succes ca acestea patru. Ei bine, aceste patru tipuri temperamentale arată de fapt patru oameni diferiți unul de altul. Începând cu colericul, care este foarte, foarte agresiv, foarte impulsiv, foarte rapid, 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 rapid de tot. Și încheind cu flegmaticul, care este cel mai lent, lent de tot. Ei, când acești doi oameni își propun să se căsătorească, n-aș vrea să fii cu ei, să-i vezi cum se comportă. Pentru că unul se trezește repede, altul greu. Unul mănâncă încet, altul imediat. Unul vrea să o facă repede, altul vrea să o facă încet. Viața unuia decurge rapid, altuia decurge de-abia, de-abia. Și tot timpul se ceartă. Cel lent îi spune celui rapid, mai stresat cu felul tău de viață. Toată viața am trăit ca la armată. Hai, 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 hai. Toată viața, numai în stres am trăit cu tine. O nefericit am fost. Celălalt rapid îi spune celui mai lent, ești la fel ca maică ta, un puturos sau o puturoasă, de-abia te miști, o viață întreagă am tras în locul tău, mi-ai mâncat sănătatea și expresii de genul, probabil că le-ați mai auzit pe undeva. Nu trebuie să vă căsătoriți în funcție de tipul temperamental. Nu vreau să spun lucrul acesta. Vreau să vă spun doar că temperamentul este foarte important. Însă mai important decât temperamentul, vreau să vă spun că caracterul este important. Și de asemenea vreau în încheiere să vă aduc aminte încă o dată că în fața temperamentului și a caracterului, fiecare pune o imagine ireală a lui, numită personalitate. Și când te îndrăgostești de ea, de fapt nu te îndrăgostești de ea, ci te îndrăgostești de o modificată ea. De ea modificată, de un artificiu. De un artificiu. De câte ori nu ați văzut o reclamă care era așa de plăcută și când ați fost să cumpărați ceea ce se făcea reclamă, ați constatat că e pe departe să fie ca și reclama. În general, reclama este personalitatea, iar adevăratul individ este în temperamentul și caracterul. Intenția mea este să aveți la modul general, iertați-mă, eu nu vreau să vă subapreciez, doar pentru cei care ați uitat sau care probabil nu v-ați făcut timp să învățați aceste lucruri, pentru că n-au fost importante pentru voi la momentul respectiv, aș vrea să aveți o idee generală despre ce fel de temperament aveți și care este specificul acelui temperament, pentru că fiecare temperament are un specific. De aceea trebuie să menționez că niciun om nu face, nu este doar un tip temperamental fidel, adică niciunul dintre noi nu este coleric 100% sau sanguinic 100% sau flegmatic și melancolic 100%. Fiecare dintre noi suntem combinația la două, trei, câteodată poate chiar patru tipuri temperamentale, dar unul predomină. Ei, e bine să știi care e tipul predominant temperamental din viața ta. De ce este bine? Pentru că întotdeauna tu vei acționa specific temperamentului tău. Credeți-mă că nu sunt lipsit de modestie dacă vă spun că după ce stau de vorbă 5 minute cu fiecare dintre voi, pot să vă spun cu o oarecare relativitate cum vă comportați în situații de stres, care vă este specificul. Eu știu cam cum vă comportați, sigur, la modul general, și mă pot înșela 100%, dar la modul general știu cam cum v-ați comporta într-o situație sau alta, pentru că nu vă puteți comporta altfel decât în funcție de temperamentul care îl aveți. Sigur, cu personalitatea pusă în față mă puteți înșela un pic, dar ceea ce vreau să vă spun este că fiecare temperament se exprimă în același fel, în mod specific. E important să știi ce temperament ești, pentru că vei vedea cum te comporți și tu te vei mira când vei citi sau mă vei auzi pe mine spunând lucruri pe care le descoperi că se întâmplă în viața ta. De asemenea,
este important să descoperi ce tip temperamental este viitorul partener de viață pentru tine, pentru că tu în felul acesta vei anticipa, adică vei ști dinainte cam cum se va comporta el sau ea. Sigur, asta nu este o cunoaștere 100%, dar la modul general ai o intuiție, o cunoaștere, o bănuială. Poți să știi cam cum se comportă. Dacă ți-ai drept soț un coleric, păi ăsta să știi că ăsta face treabă ca două mașini puse una lângă alta. Ăsta muncește, frate, ăsta câștigă bani câți vrei tu. Dacă cineva se ia de tine, ăsta îi bate pe 10 deodată. Dar să știi că deodată o să te nimerească și pe tine. Că ăsta de felul lui îi rezolvă pe toți. Dacă nimerești vreun melancolic, vreun flegmatic, ăsta foarte probabil că nu te bate niciodată. Dar să știi că nu bate nici pe la care se ia de tine și foarte probabil că în 2-3 săptămâni nu schimbă cu tine mai mult de 3-4 cuvinte. Crede-mă că pentru o femeie este îngrozitor să nu vorbească nimeni cu ea. Și dacă vreți asta, stați de vorbă la sfârșit cu o fată și o să vă spun același lucru. Eu aud de mulți ani povestea asta și am început să o cred. Probabil că e adevărată. Este fără un sfert. Ultima mea idee este următoarea. La modul general, temperamentele se împart în două. La modul amănunțit, temperamentele se împart în patru. În patru sunt: coleric, sangvinic, flegmatic și melancolic. Invers, melancolic și flegmatic. La modul general se împart în două: introvertit și extrovertit. Introvertit și extrovertit. Introvertit este omul care e ascuns în interiorul lui. Ăla nu vorbește. Și asta. Nu știi ce gândește? Nu știi ce simte? E în stare să stea lângă tine pe bancă 5 săptămâni și să nu-ți spună decât cel mult hai și bai. Ăla nu vorbește. Și dacă vorbește, vorbește puțin de tot, foarte calculat. Și atât. Nu știi ce simte, nu-ți spun, nu e nemulțumit față de nimeni, nu se plânge, nu se bucură. Și dacă se bucură, tu mori de râs și el face cel mult. Dacă trăiești cu un extrovertit, ăsta spune tot. Spune și ce nu e adevărat. Ăsta spune tot, ăsta vorbește tot timpul. Cu sau fără valoare, el vorbește. Cu ăsta nu te plictisești. Ăsta atâta vorbește. Dacă ar vorbi și bine, n-ar fi rău. Și mulți vorbesc bine. Acum, dragii mei, aș vrea să ne oprim. Iar data viitoare, dacă va mai exista o dată viitoare, aș vrea să ne oprim asupra fiecărui tip temperamental. Să vedem specificul fiecăruia. Eu nu vreau să fac o lecție de psihologie. Nu vreau să mă ocup de amănunte, ci dimpotrivă, toată prezentarea vreau să aibă o perspectivă biblică și mai ales o perspectivă spirituală. Dar este foarte important să ne cunoaștem pe noi și să știm cum să lucrăm noi cu noi înșine. De aceea vă invit, dragii mei, vă invit, dragi tineri, să aveți acest interes pentru viața voastră și Dumnezeu să vă ofere această pasiune pentru voi, pentru voi și pentru viitorul vostru. Acum o să mă opresc și, repet, o să continuăm vinerea viitoare, timp în care, în timp ce stăm liniștiți pe bănci, vă invit pentru aproape 12 minute fără câteva secunde să vizionați aceste imagini și să cugetați, adică să meditați asupra lor, pentru că ele au scopul să vă prezinte vouă ceea ce voi puteți face alături de mine în fiecare an de aici înainte, pentru niște oameni care au nevoie de noi în mod real, niște oameni la care Dumnezeu ne trimite de fiecare dată. Însă răspunsul la provocarea lui Dumnezeu este problema ta și este problema mea. Haideți să vedem care este problema noastră.